Doamnelor și domnilor, în acest moment dau start la maratonul pentru Cassandra. La 6 fix, Daniel a pornit în cel mai important maraton din viața lui și cel mai lung. Toți ochii sunt ațintiți spre el. Mergem un pic și la Timișoara, să sperăm că la ora asta deja Cassandra s-a trezit. Ia uite. Pentru noi toți, Cassandra este o învingătoare. A trecut prin 36 de operații, iar acum se pregătește pentru cea hotărătoare. Va pleca în Franța, unde medicii vor schimba protezele de la mâini și de la picioare. Daniel, te susțin! De acasă, fetița salvată de fotbalistul Iosif Rotariu îi ține pumnii strânși lui Daniel. Cred că pentru Daniel primele două ore au fost cele mai grele, pentru că așa e și la fotbal, până te încălzești. După două ore, Daniel nu dădea însă semne de oboseală. La meteo se anunță vreme capricioasă. Să continuăm cu vremea care astăzi se anunță a fi foarte interesantă. Înainte să intre în direct, medicii de la ambulanță au vrut să se asigure că prezentatorul TV este pregătit să facă față unei asemenea provocări. Eu iau tensiunea, tu pune posoc. Un minut durează. Dar eu n-am o problemă cu asta. Cel puțin 34 de ore și-a propus Daniel să rămână în direct. Cel mai greu obstacol va fi însă oboseala. Aveți grijă de voi și mulțumesc. Energie multă, Daniel. În cursa sa pentru operația Cassandrei, Daniel are foarte mulți susținători, printre ei și medaliata cu aur la maratonul de la Beijing. E minunat să faci ceva pentru semenii tăi. E vremea ta, e vremea unui record pentru Cassandra. Cassandra, suntem alături de tine. Sunt convinsă că demersul Antenei 1 va fi unul de succes. Cel mai important este să nu uiți să zâmbești în fiecare zi. Cassandra, ce să zic? Soarele e pe cer în fiecare zi, doar că mai sunt zile norate din când în când. Stai liniștită că o să vezi când o să apară soarele acum, o să fie vreme de plajă. Să dea Dumnezeu ca în această perioadă minunată să fie așa ca o minune, practic tot ce se va întâmpla cu sănătatea ei. Te pupăm! Te pupăm cu drag! Toți cei care vor să urmărească maratonul pentru Cassandra o pot face live online pe Antena Play sau pe site-ul maraton.observator.tv. Iar românii au răspuns deja chemării noastre. Numărul celor care intră să vadă transmisiunea record crește de la un minut la altul. Cu un SMS de 2 euro la 8848, dar și un apel la rețeaua fixă Telecom, o putem ajuta pe Cassandra. 8848. E mai greu de mine. Da, un SMS că poți. Perfect, oh, perfect. Yeah. Dacă începem noi, o să înceapă și de jos și pe exact, fiecare, exact, cu un bănuț, cu un leu. Puteți dona bani și în conturile fundației Mereu Aproape. Iar pe Daniel îl puteți încuraja să meargă mai departe intrând pe pagina lui de Facebook și pe cea de Instagram. 10 negri mititei. Mâncau niște ouă. Unul s-a necat cu coaja? Da. Și-au rămas doar 9. Tu ești sigură că vrei să spunem pe tot?